Salut, eu sunt Sorin de la Killer Banana și da, Death Note s-a terminat acum 14 ani, producătorii au zis că da, e timpul să ne întoarcem. Death Note a rămas unul dintre cele mai apreciate anime-uri all time, iar vestea asta cum că se întoarce chiar în februarie anul acesta, deja pot spune că hype train-ul este pregătit pentru noi. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să vă folosiți de Death Note pentru a-l killeri pe butonul de like, cel de subscribe, dar și clopoțelul, pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Bun, hai să începem! Death Note e unul dintre animeurile acelea care rămân așa pe lista oricărui iubitor de animeuri. Da, dacă întrebi pe un iubitor de anime de Death Note, probabil că îți va spune că Death Note este cam în topul preferințelor sale. Și sunt convins că nu este singurul iubitor de anime care ar spune acest lucru. Mai ales cei care au început să îndrăgească lumea asta de anime și manga, încă din anii 2000, probabil că Death Note este în topul preferințelor lor. Light Yagami găsește acel Death Note aruncat pe pământ de către zeul morții Ryuk. Își dă seama la scurt timp de faptul că orice nume trece în acel caiet este sortit morții. Inițial, Light își dorește să scape lumea de rău și din acest motiv se decide să ucidă toți criminalii planetei. El nu își dă seama totuși că pe parcurs, chiar el devine un criminal ucigând toți acei oameni și astfel devine fix ce el nu și-ar mai fi dorit să vadă pe pământ. Death Note a fost scris de Tsugumi Ohba, cred că i-a spus bine numele, dacă nu îmi pare rău, fiind ilustrat de către Takeshi Obata. Acest manga fiind un tip de mystery și crime manga. Death Note a apărut în anul 2003, autorii finalizându-l în anul 2006. Popularitatea s-a ajuns însă la apogeu atunci când a apărut animeul acela despre care v-am zis și eu că merită să vedeți și despre care am vorbit, cred că chiar și ieri, dacă nu mă înșel. Imediat după ce a apărut acest manga, el și-a creat un fanbase uriaș, iar acest lucru a dus la apariția acelui anime, dar și a filmelor acelora live action, precum și a jocurilor video. Mă rog, mai este și acel live action realizat de către Netflix, dar legenda spune că nimeni nu vorbește despre el. Da, unii dintre voi mi-ați spus și mie, vorbește despre acel live action, uită-te la acel live action cu Death Note, că l-am văzut și vreau să știu ce părere ai și chestii. Ei bine, nu cred că o să-l urmăresc prea curând, pentru că am văzut anime-ul și nu prea mai are rost să mai văd și un live action și în afară de asta, toți, da, toți, bine, poate doar fratele meu, că fratele meu n-a văzut anime-ul, mi-au spus că e prost. Deci, deși și fratele meu mi-a spus că live action-ul are ceva elemente din... Bine, na, are multe elemente, că e live action de la Death Note, dar îi place faptul că e smart. Și da, chestia asta e și în anime, știi? Adică de asta e și așa apreciată, dar live action-ul ăla e slab. Și na, de asta nu cred că o să-l văd prea curând acel live action. Bine, poate la un moment dat am să-l văd, dar acel timp nu a venit încă. Deși s-a terminat acum mai bine de 10 ani, Death Note, după cum v-am zis, a rămas așa în mintea fanilor și mulți îl apreciază ca fiind cel mai bun anime realizat vreodată sau dacă nu, sigur este în topul lor și aici nu prea am cu ce să-i contrazic. Da, Death Note este un anime foarte bun. Nu am văzut eu prea multe animeuri, dar acesta chiar mi-a plăcut și a ridicat așa ștacheta și pentru viitoare anime-uri pe care le voi mai vedea. So, timp de 14 ani, nu am mai auzit nimic de Death Note, până anul acesta când se pare că a apărut o informație cum că Death Note va reveni. Iar această revenire se va întâmpla mult mai curând decât vă așteptați. Da, în cam două săptămâni de acum, și anume pe 4 februarie, Death Note se întoarce. Va apărea așadar o nouă manga acestei serii, care va avea 87 de pagini. Din ce se știe până acum, această manga va avea loc după întâmplările din seria originală, Death Note, și se pare că ca lui Ryuk, și anume acel Death Note va fi aruncat din nou pe pământ. Și cam atât se știe așa despre acest nou Death Note, această continuare. Nu știm exact dacă... Bine, na, dacă ne spune că Ryuk este cel care își aruncă caietul din nou pe pământ, înseamnă că Ryuk apare. Nu știm, în schimb, ce se întâmplă cu celelalte personaje. După cum ne-a lăsat Death Note, știam de Nier că l-a înfrânt pe Light. Și mai departe nu se mai știe nimic ce o să se întâmple. Bine, sunt multe zvonuri acum, așa,
care se spune despre Death Note. Unul dintre aceste zvonuri, și dacă vreți, cel mai popular dintre acestea, este că Light va deveni un Shinigami în noua manga. Și vă zic că dacă s-ar întâmpla acest lucru, serialul va deveni deja, după părerea mea, mult mai interesant. Ideea este că nu ni s-a spus ce s-a întâmplat cu Light după ce a murit în manga. Dar nu putem nega faptul că un Light Shinigami și poate o nouă intrigă ar putea face ca această poveste să fie destul de interesantă. Ideea este că Near va apărea în această continuare la Death Note, pentru că îl avem pe artul principal care anunță această continuare. Deci, judecând după acest lucru, atât Ryuk cât și Near vor apărea cu siguranță în continuare. Bine, mai sunt unii care spun și că toată chestia asta cu continuarea la Death Note este doar un simplu money grab, adică cei care au făcut Death Note vor să mai facă niște bani. Mă rog, da, într-un fel chestia asta e adevărată, pe de o parte. Pe de altă parte, într-adevăr, după ce s-a terminat toată saga aceea cu el, cea cu Nier n-a mai fost chiar așa de, nu neapărat bună, dar nu s-a ridicat la nivelul părților acelora cu, în care, care îl implică pe el. Și na, nu știu dacă această continuare la Death Note va prinde într-adevăr, dar vom vedea, pentru că Death Note, v-am zis, e considerat unul dintre cele mai bune anime-uri și why not, o continuare cred că este destul de binevenită. Da, aș spune și eu că partea în care Light se confruntă cu el este mai bună, dar cu toate acestea nu aș putea ominte că, per total, Death Note este un anime pe care ar trebui să-l vedeți, iar această continuare cu siguranță va fi urmărită de mulți. Un alt lucru pe care îl știm despre acest nou Death Note este că el se va focaliza mai mult pe Shinigamis și anume asupra puterilor acestora și a influenței pe care o au ei în ceea ce privește pe pământeni. Deși, după părerea mea, șansele ca el să se întoarcă sunt destul de mici, aș spune că Light s-ar putea întoarce într-o formă de Shinigami și, după cum v-am mai spus și mai devreme, cred că asta așteaptă multă lume de la acest nou manga. Dacă nu ați văzut Death Note sau nu știți despre ce e vorba sau vă doriți de curiozitate să vedeți, eu vă zic să vă uitați, dar după părerea mea ar fi mai bine să vă uitați direct la anime. Deși, da, de obicei recomand cărțile și chestii, de data aceasta chiar anime-ul e bun, tare și cred că vă va ține în priză încă din primele episoade, că așa m-a ținut și pe mine. Și da, cu siguranță nu veți fi dezamăgiți de el. Voi ce spuneți despre faptul că Death Note se va întoarce? Ce așteptări aveți așa de la această continuare și ce credeți că se va întâmpla? Lăsați un comentariu mai jos și vom mai vorbi. Îl trimit pe Steven după bananele tale, singurul lucru cu care îl poți opri e să mă pui la final. Lapis lazuli e cea mai tare, pătrat, 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 pătrat. Steven e șarpele. De ce nu mă pui la final? Chiar așteptam un video de genul. Ok, killer, ce faci? Dacă nu mă pui la final, o să-ți iau bananele, pătrat.